Bun venit la ședința de Consiliu din data de 14 martie 2018. Poate că o parte dumneavoastră ne-am întâlnit, o parte nu. Prin luna martie vă urez o primăvară frumoasă, atât dumneavoastră, cât soților dumneavoastră, colegilor noastre și la toate femeile din comuna noastră. Mulțumim! Văd că propunerea a fost făcută pentru nouă președinte de ședință. Dar vreau să o faceți într-un cadru oficial. Cine face propunerea? Domnul colonel. O să fie domnul Leacu Vasile, având în vedere că e unul dintre tineri în Consiliul Local. Și tot în Sibiu. Deci, domnul Leacu este președinte de ședință pentru următoarele trei ședințe. Cine este pentru? Mulțumim. Domnul Leahu, conduceți lucrările de ședințe de astăzi. Ordinea de... Da, supunea la vot ordinea de procesul verbal de 13 februarie 2018. Cine este la vot? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2018. Proiect inițial de domnul primar Sava Constantin. După cum știți, în fiecare an, după stabilirea bugetului, se stabilește programul anual de achiziții publice. Ești bun de primar. Eu? Nu, el. Nu mă gândeam că vorbesc cu mine. Păi, nu vorbesc de primarul în funcție. Vorbesc de cel care conduce ședința. Corect, cum să nu? Oricare dintre noi e bun. Subționatul Sava Constantin, în calitate de primar al Comunii Hemiuș, în conformitate cu prevederile articolul 9, de la 9 la 25, legea numărul 98-2016, privind achizițiile publice, și articolul 12, din hotărârea numărul 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, acordului cadru din legea numărul 98-2016 privind achizițiile publice. Ținând cont de raportul numărul 804 din 29-1-2018 al domnului Povălaș Constantin Marius, persoană desemnată cu achizițiile publice, vă supun spre aprobare program anual al achizițiilor publice pe anul 2018. Programul cuprinde următoarele categorii de cheltuieli. Contracte de lucrări, continuarea lucrărilor de modernizare, drumuri sătești, reabilitare termică, școli, construirii trotuare în satele Hemiuș, Vilieci, extinderea distribuției de gaz, extinderea rețelii de energie electrică, reabilitare, renovare biserici, construire de șanturi și podețe, modernizare iluminat public, conform anexe. Contracte servicii. Servicii de proiectare pentru lucrările propuse a fi realizate și avizele necesare, intabularea bunurilor aparținând domeniului public pentru studii de fezabilitate pentru lucrările propuse, servicii de întreținere tehnică, de calcul, de formare profesională, consultanță, onorarii, avocat, etc. Conform anexei, la fel. Contracte de furnizare. Birotică, produse IT, produse de curățenie, materiale diverse, uniforme și echipamente pentru poliția locală, continuarea instalării de camere video, mobilier, cămin cultural, numere de casă, generator electric, sistema comunii, etc. Tot la fel conform anexei. Programul devine modificabil. În urma aprobării bugetului pentru 2018, în cazul rectificării de buget, atunci când apare o nouă necesitate ce nu a fost prevăzută, atunci când se renunță la realizarea unei achiziții din diverse motive, lipsa fondurilor, dispariția necesității, modificarea priorităților în achiziție, etc. Acum nu știu, dumneavoastră, la ședința pe comisie, dacă ați citit, da, l-am citit programul anual de achiziții. Asta o să suporte modificări, începând cu luna iulie, dacă o să mai apară, se mai poate modifica o dată. Și dacă o să mai apare probleme noi, prin rectificări de buget. Da, deci programul de achiziții publice, îmi dați voi, domnul primar, sau mai... Chiar așa nu. Este un program îndrăzneț și bine documentat. Acolo motivele privind nerealizarea sau modificările care vor fi aduse și acelea sunt acolo, dar trebuie să ținem cont dacă s-ar face, hai să nu spun 100% din acest program, hai să fiu mai
indulgent, așa? 80%. 80%, 70%, 80% ar fi extraordinar. Comuna noastră este pregătită. Din problemele care au fost, da. Dar necazurile sunt altele, după cum știți, după cum... Deci pe traseu, cum s-ar spune, apar probleme. Pași în desfășurarea procedurii. Poate că nu, poate că da. Trebuie să fim optimiști. Optimiști, sigur că da, mergem cu optimiști. Bine că sunt mijloace. Financiare, sigur că da, să realizeze și ar fi foarte bine. Da. Mulțumim. Da, este un program bine structurat, să dea Dumnezeu să procedurile să fie operative ca să se poată ajunge la finalitatea licitațiilor sau încredințarea direct a lucrărilor și după care să trecem la executarea. Avem toate promisiunile, după ceea ce vedeam la televizor, că se vor mai simplifica procedurile de achiziție. Să dea Dumnezeu, eu am citit legea 98, domnul primar, este catastrofă. Catastrofă. Te duce și te învârte de te nebunește. Și te întoarce înapoi. Da. Da. Noi vom vrea un succes. Dar deocamdată mergem cu ce avem la demnul primar. Absolut. Există la demnul. Cine este pentru? Împotrivă? Cum? Ține? Nu, de te duci și te întoarce, dar numai IMEI-ul s-a întâmplat așa, alte comunii cum s-au făcut. Știți cum mai totdeauna ne uităm în curtea altuia și ne se pare... Ușor de zis, da. Te duci că te întoarce, dar alții au reușit, s-au urcat, s-au dus la ministerie. S-au apucat mai devreme, poate înaintea noastră, poate procedurile erau mai simplificate atunci. Da, diferă. Sunt atâția așa. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării definitive a sumei de 600.000 de lei din excedentul anilor precedenți. Proiect inițiat domnul primar sau Constantin. Da, după cum știți, am început investiția la stația de tratare din noiembrie anul trecut. Ea trebuie terminată datorită timpului nefavorabil, începând cu sfârșitul decembrie. Nici la ora actuală nu se poate lucra. Cei care execută această lucrare trebuie să urce cu baton sus acolo la bazin. Lucrarea va reîncepe, dar pentru asta am prevăzut banii care trebuie să-i alocăm. Avem nevoie de o anumită sumă pentru a putea să achităm investiția. Și va aduc la cunoștințe următoare. Subsemnatul Sava Constantin, având în vedere referatul de specialitate al doamnei Rău Mirela, consilier superior în cadrul compartimentului financiar contabil, care în baza bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2018, a listei obiectivelor de investiții și a contractelor privind execuția unei stații de tratare a apei în satul Jemeuș, solicit aprobarea unui proiect de hotărâre în vederea utilizării definitive a sumei de 750.000 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți. Obiectivul este început în 2017 și până la această dată este realizat în procent de 25%. În prevederile articolului 58 din legea 217/2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare, se precizează modul în care poate fi folosit excedentul anual al bugetului local după cum urmează. Articolul 58, aliniatul 1. Excedentul anual al bugetului local, rezultat în încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizării în limita sumelor defalcate unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la articolul 6 litera A, a celor exceptate la articolul 6 litera B și a transferurilor din bugetul de stat sau alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se raportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorității deliberative astfel. A. Ca suma de finanțare cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. B. Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuieli. Pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale sesiunilor de funcționare și dezvoltare încotrați la sfârșitul exercițiului bugetar. Aici au mai fost cazuri, după cum știți, din excedentul bugetar, o trebuie să deblocăm o anumită sumă pentru realizarea unei investiții. Cum s-a procedat și până acum? Da, așa s-a procedat acolo unde există disponibilitatea la sfârșitul anului anterior. Și cum la noi există. Care e situația acum de la stația de tratare? Deci stația de tratare trebuia la 1 aprilie să fie terminată conform contractului de prestări servicii încheiat. Faptul că din luna decembrie
nu s-a mai putut lucra datorită condițiilor climaterice, se va relua lucrarea cu notificarea făcută pe perioada de zile cât a fost întreruptă această activitate. Punesc undeva la sfârșitul mai pentru să fie... Da. Pentru că nu se poate lucra cu... Cu cifra cu beton, trebuie să fie beton acolo. De noiembrie nu a ploi, nu a vremerea și nu s-a putut tot. Noi nu tornat pe asta. Păi nu, a fost asfalt, s-a spart asfaltul. Cine era? Nu mi-a spus că s-a spart. Domnul Vici, domnul administrator public. Domnul Vici, domnul administrator public, dar cei de la urbanism, dar avem dirigenții de șantier care ne reprezintă pe noi. Am înțeles. Da, deci, conform procedurilor și legislației în vigoare, la orice lucrare de investiții trebuie să ai un dirigent de șantier. Dacă ați văzut și la casele private, dacă ai casă cum așa, obligatoriu trebuie să ai dirigent de șantier. Dacă la noi, la asemenea investiții. El și cu proiectantul sunt cei care, cu constructorul. Sperăm să se realizeze, poate odată cu realizarea și terminarea acestor lucrări, probele de apă vor fi bune și vor reuși să credem să realizeze. Deci deocamdată de la porți trec două conducte, nu? Da. Bazele și apă. Și mai urmează canalizarea. Obținerea de aviz, certificatul de urbanism pentru canalizare și apă pe toate străzile. Deci suntem în programul ăsta mare, bilet de acum. Master Plan Bacăului. Cred că aici e cea mai greu cu avizuri, dacă le dăm la lucrare. În legătură cu avizul de la Direcția de Sănătate Publică, avizul este luat favorabil pentru punerea în exploatare a rețelei de apă la Direcuș. Și este exploatabil. Are termen? N-are termen. Și n-au vrut să preia cei de la compania de apă. Pentru că zice, doamne, nu ne convine și nu vrem să preluăm atâta timp cât aveți amoniu și ce mai aveam. Asta a fost inconvenient. Dar cei de la direcția... Că n-au făcut ei analiza. Deci la laboratorul lor. Laboratorul lor, sigur. Am făcut și acolo, deci... Am făcut și cu ei. Am făcut după aceea, noi. Da, am făcut și înainte. Dar am avut rețineri și am dat singura modalitate este să montăm stația de tratare a apei. Să știți că a mai scăzut concentrația. Și chiar de la puțuri, nu? Da. Pentru că anul ăsta anul trecut am fost obligat să ridic de cei de la ISU, să avem apă pe la hidranți. Fiind în primăvara trecută foarte multe incendii pe raza pământ, chiar și anul ăsta, la fel, de la începutul anului au fost nu știu câte incendii. L-ați băgat apă rețea. Și-o zis să avem rețeaua sub presiune. Doi, având pe cei de la Iarbașul care executau lucrurile de canalizare, am constatat la un moment dat că ne-a afectat rețeaua noastră de apă. Și atunci ne-a pus problema cam în felul următor. Astea vor pleca, vom face recepția, noi conducta de apă avea recepționată la firma Amicii și o să ne trezăm când facem proprie să o predăm la CRAB, nu o să ne mai ia, că o să avem numai fântâni atezieni prin comună. Și atunci, având presiuni pe conductă, am depistat locurile unde erau avarii la conducta de apă. După părerea mea, stația de tratare a apei este un punct foarte important. Foarte important, da. Eu vreau să vă întreb dacă am înțeles mai circulă, nu? O parte din comună. Apa. Este bază? Păi o să fie. Când o predăm, o să fie acrabul. Este un punct extraordinar. Deocamdată nu este folosit. Nu este apă potabilă, dar în momentul când o să o predăm la crab, cum e și la fântânieri, acolo este un operator care... Tot timpul 24-24 se fără... La Măgură. Cum au încurajat și Bacăul la punctul de cantare? Da, e... Supunem la vot punctul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Numărul 3.
Proiect privind aprobarea lipirii a două terenuri situate în comuna Hemeiuș, strada Ion Simionescu, județul Bacău, proprietate publică a comunei Hemeiuș, județul Bacău, într-un singur lot. Proiect inițiat de domnul primar Constantin Sau. Da, aici este vorba de terenul din curtea primăriei. Tot este a nostru, dar avem și numerii cadastrale și vrem să le alipim. Terenul de sport, o parte din Păișori pe un număr cadastral, Podețul și primăria e pe alt număr cadastral, Părculețul și cu primăria vechi pe alt număr cadastral. Trebuie să faci doar într-o singură. Da, asta e scopul. Subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primar al Comunii Hemeiuș, am vând în vedere prevederile articolului 36 alineatul 1 și alineatul 5 litera C din legea 286/2006, care modifică și completează legea 215/2001 privind administrația publică locală reactualizată. În baza prevederilor legii 7/1996 reactualizată a cadastrului și a publicității imobiliare, în baza prevederilor ordinului 700/2014 reactualizat, văzând raportul de specialitate numărul 1224 din 8/2/2018, tocmit de consilierul de urbanism din cadrul compartimentului de urbanism Bârdu Viorica, solicit aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la alipirea într-un singur lot a următoarelor suprafețe de teren. 2133 de metri pătrați, suprafață măsurată 2140, pe teren curs construcție identificat cu numărul cadastral 60067, din tablaua 36, parcela 1391 și 1393, 1990 de metri pătrați, teren curs construcție identificat cu numărul cadastral 66542, din tablaua 36, parcelele 1394, 1396. Menționez că alipirea este necesară pentru a fi întabulate obiectivele de bază sportivă multifuncțională și Făișor Podeț. Aici cine pe cine îi primești? Noi pe toți. Baza sportivă primește pe bucată de la Făișor? Facem un singur și nou număr. Și un singur număr. Un nou număr. Dă un nou număr cadastral, sigur. Da, și o singură suprafață. Și o singură suprafață. O singură suprafață. Care trebuie să includă toate obiectivele. Dacă vrei să construiești ceva, n-ai voie să treci în... N-ai voie să treci în cadastrală, nu se trece de poate. E de că aveam un singur proprietar cu mai multe numere cadastrale. Și atunci facem același proprietar cu un singur număr cadastral, după legea la oficiul de cadastrală. Supunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Împotriv? Abținut? Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare sistem de iluminat public, sectorul de drum DN15, șoseaua națională care leagă Bacău cu Piatra Neamț, comuna Hemeiuș, județul Bacău, și achiziționarea de lămpi. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Nu știu dacă ați văzut la ședința de comisie, toate materialele necesare aici. În ceea ce privește acest proiect, componente, lămpi, tot ce trebuie, prețul... Am subliniat, aici se pune problema achiziției și a licenței. Așa. Subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primarul Comunii Hemeiuș, văzând raportul viceprimarului Santanca Iulian, înregistrat cu numărul 1451 din 15/2/2018, prin care se solicită întocmirea și supunerea aprobării Consiliului Local Hemeiuș a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare sistem iluminat public, sector de drum, DN15, șoseaua națională care leagă Bacău de Piatra Neamț, comuna Hemeiuș, județul Bacău, cu valoare totală, conform devizului general, de 230.061,28 lei. Valoare fără TVA. Valoare lămpi iluminat public, LED, 80 W, 180 bucăți, 115.048 lei. Valoare lămpi iluminat public, LED, 60 W, 10 bucăți, 5.071 lei. În conformitate cu prevederile articolului 36, alineatul 2, literele B și D, alineatul 4, litera D, din legea 215 din 23/3/2001, administrației publice locale supun aprobării Consiliului Local de Hemeiuș proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare sistem de iluminat public, sector de drum DN15, șoseaua națională care leagă Bacău de Piatra Neamț, comuna Hemeiuș. Aici în față aveți două modele de lămpi. Asta va fi ceea ce ne-am dorit noi să achiziționăm. Lampă de 80 de W. Putere 80 W. Da. Și cealaltă
Și pentru mai multe detalii și întrebări, l-am adus pe domnul... Prezentați domnul Păpălaș. Deci asta de 60 sunt montate pe drumul județean actual. Da, le-am văzut. Unde stâlpi sunt imaginea drumului. Pe drumul național apare problema în distanța foarte mare între axul drumului și stâlpi. Și atunci, din studiul de fezabilitate și proiectul luminotehnic, a reușit că asta ar fi bună cu o cârjă lungă de 3 metri pentru a asigura universitatea și... Spre centrul șoselei. Spre centrul. Sunt stâlpi care sunt în curțile oamenilor, dacă v-ați uitat pe la Iorda, da, pe la Ursei, pe acolo, până sunt chiar... Sunt locuri unde, din axul drumului, până în stâlpi, 15 metri. Ca să putem să aruncăm lumina și pe partea aia la întâlpi, dar cei iluminate sunt doar pe singură parte, nu este pe ambele părți. S-a luptat pentru aceste LED, deoarece fiecare LED are lupă, care se poate îndrepta cum vrem, adică primele rânduri bat pe trotuar, unde este amplasată, următoarele rânduri bat pe stradă și ultimele rânduri bat peste... Dacă se va pune adausul de cârjă, cum îi spuneți dumneavoastră, cât va fi distanța de la sol până la cârjă? Păstrăm aceleași distanțe pentru că... Pentru că vor veni mijloace de transport, care nu Dar nu ajung până pe cealaltă. Proiectul luminotehnic a dat câte o cârjă ca să arunc lumina și pe partea alaltă întrebea dacă puneam cârje scurte, cum sunt puse aici, de 40 cm, de la axul drumului nu mai aveam lumină pe partea cealaltă. Aici prea sus nu putem merge, că iar, la fel, cum spuneți, vin camioane și atunci lumina reflectă în ochii șoferului. Ele trebuie să se întrepună niște conuri care... Asta este una, iar doi, credeți că sunt mult mai late, din cauza că stâlpii au cam 40 de metri distanță unul de altul, să nu se formeze con de umbră. Deci, lumina se suprapune de la un stâlp la altul, astfel încât lumina este continuă pe tot... Vom suplimenta în intersecțiile făcute și aici la școală, pentru a se putea vedea pe camerele de luat vederi cât mai bine să identifica numele din mașini, știu. Toate intersecțiile se vor întări cu o lampă pe DN 15 de 80 și cu o lampă la 90 de grade de 60. DN 15 ce cuprinde? De la la? Popasul până la... De la barieră până la Popasul și până la Mărinșești la unitatea militară. Calea Moldovei. Strada Calea Moldovei. Calea Moldovei. Dar în proiect așa apare DN 15, sistem de... Da, și este scris în paranteză drumul care duce la... Când se va începe modernizarea, cât de curând? Care este diferența de preț între lampa aia mai mare și 90 de lei fără TVA, mai mult rămâne același, doar s-a schimbat, deci crește prețul 90 de lei la rampă și crește prețul cu 86 de lei fără TVA la cârjă, pentru că este o cârjă mai lungă, cu 2 metri și ceva, sunt cârje mai rezistente, mai groase. Este de 3 metri, groasă și acreditată în L4, deci, ca să nu ruginească, ca să nu facă contact, mai departe. Ce firmă produce componentele astea? Philips, sunt componente originale Philips. Discuția care am avut-o și cu domnul primar și cu domnul vice, a mai fost o firmă pentru care am avut o ofertă care era cu o plemă ieftină la lampă. No. Problema este că deja sunt în proces cu firma Philips, pentru că au folosit componentele Philips, fără acordul Philips, dar produse în China. Dacă domnul inginer vă uitați sau prima să spună, avem garanții 10 ani. Deci, asta voiam să întreb. În viitor, firma de mentenanță nu prea va mai avea obiectul muncii la mine. Da. Diferența e la fel la preț, era că firma respectivă ne dădea 4 ani de zile. Dar nu-i costă și cum? N-a fost atât cât costă bunul așteptat?
Deci, cele vechi aveți... Aia mare, aia mică. Aia mare, mică, nu mă aveți, ați primit și un raport. Prețul este de 400... N-am împărțit exact, dar aveți un raport aici. 115, acolo este... 115, 40. La 180 de bucăți și sunt 10 bucăți de 60. Da, e. 6 mare de 80. Da, 80. 0,48 împărțit la 180. Deci este 639 cu tot TVA. Minus 19%. Este 517 lei. Aia mare. Aia mare. 90 lei metri. A fost 4 milioane și un pic fără TVA. 520. Oferte sunt, slavă Domnului, toată lumea produce lemn. Problema este că avem garanție Philips 10 ani de zile, fără să facem noi nimic. Adică doar anunțăm, vine în schimbă lampă. El e la fel, dacă se arde un LED, ea funcționează în continuare. Nu sunt pe baterii. Pe genul cum a pus la Bacău, sunt pe 3 baterii. Da, dacă s-ar de un LED, nu mai are bateria în treabă. Englezul are o vorbă. Sunt prea sărac să-mi cumpăr un produs ieftin. Așa, așa este. Că... Așa este. Nu sunt mai departe, dar ca să ieftin, adică nici varianta cealaltă nu este. Astea care au fost la vremea aia, au mai mult de 10 ani. Au mai 12 ani, că atunci nu exista așa ceva. Erau foarte bune la vremea aia. Cu 10 ani s-au dus. Dacă ăstea reușim să le avem 10 ani, eu zic că... Nu vă mai spun că toate acele lampe, numai dacă le atingi cu degetul, s-au carbonizat. S-au carbonizat. Datorită... Razelor solari, intemperii, și așa. Eu zic să mergem pe astea. Da. Carcasa e de aluminiu. Da. Câte un litru la fiecare. Plus reducerea consumului. Proiectele care au fost... Relus, care e mic. Au fost 125, 180. Aproape să votăm dacă suntem de acord pentru aia. Mai este de comentarii, dacă... Cu vapor de soare. Cu vapor de soare. Nu, sunt de 80, 100 și 125. Domnul primar, deci eu zic așa, varianta cea mai groasă, varianta cea mai groasă, trecerea aceasă, aibă eficiență, să aibă durabilitate, să aibă, adică și ca la cei 10 ani, ar fi bine să respecte, să fie o societate serioasă. Dar asta e contractul. Dar nu avem contract cu societatea, avem garanție directă la Philips România. Nu vorbim de o societate care mâine se poate dezvolta sau... Uitați-vă de când trece de la mărginieri încoace, că veneam înainte să se ducea dintr-o dată, intram într-o căpere neiluminată. Ei, acum eu zic că lumina la noi e invers. Dar mai precizăm încă o dată pentru toată lumea sumile, să nu să ne înțelegem de la început. Valoarea lămpii, iluminat public, LED, 80 de 180 de bucăți, care costă 115.000 lei. Iar valoarea de iluminat public, LED, 60 de bați, 10 bucăți care costă 5.671. Eu tot așa gândesc că, datorită garanției pe care o avem, să nu ne orientăm la lămpi mai ieftine, pentru că va costa mai scump decât asta. Adevărat. Și ieftinul întotdeauna costă scump și scumpul costă ieftin. Când vrei să le amortizezi. Ce spune în inglese? Nu am spus. Da? La mine, da, de viață, da. Și intersecțiile toate intersecțiile le întărim. De asta zic. Asta este prea mare pentru drumul ăsta, pentru că ele sunt mai jos pe drumul județean. Și nu-mi trebuie că distanța dintre stâlpi e mică vis-a-vis de asta. Toate intersecțiile... Ca să rezolvăm și problema asta la altă, am făcut arterile principale. Urmează anul următor și o să intrăm cu toate... Toate intersecțiile vor fi cu lumina întărită. Și acum sunt montate demonstrative aici la Parcul de Meteorologic, sunt montate două, cu tot cu cârșe. Și intersecție la Andrieșești, acolo este exact cum arată, adică cu lampă mare de 80 pe drumul național, cu lampă de 60 pe coz la 90 de grade pe drumul județean.
E lumină? Unde sunt stâlpiți? Pe partea dumneavoastră sau zic? Stau telefonul meu, ca să ieși, atunci să vă continuiesc. O să stau la prost, și aici direcție din viață. Să nu se vadă prost, o să nu. Dar în partea cealaltă... Mai sunt comentarii la patru? Nu. Punem la vot? Cine patru? Cine este pentru? Nu, în primar. Deci sunteți de acord cu la prima, da? Da, 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 da. Asta mică n-am mai mai. Așa, ce-o votare? Da, da, da. Deci o politică o politică de rezultă. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de urmare a funcțiilor publice din cadrul apărării de specialitate al primarului localității Chemigluș pentru anul 2018. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Având în vedere anexa la proiectul de hotărâre și la raport, atât vreau să vă comunic că planul de ocupare al funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului din comuna Chemigluș pentru anul 2018 se referă la cele 14 funcții publice, în care o funcție publică de conducere și 13 funcții publice de execuție vor fi supuse spre promovare un număr de 3 funcții publice datorită faptului că titularii acestora îndeplinesc condițiile specifice cerute de legislație pentru a putea participa la examenul de promovare. Funcțiile publice din cadrul următorilor compartimente sunt financiar contabil, secretaria stare civilă juridic și arhivă și poliția locală. Pentru funcțiile publice vacante sunt propuse a fi ocupate prin recrutare în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului 611 din 2008, un număr de 3 funcții publice în cadrul compartimentului asistență socială, secretaria stare civilă juridic și arhivă și financiar contabil. Dacă aveți întrebări... Acest proiect de ocupare a funcțiilor publice se va înainta Agenției Naționale de Funcționare. Da, care poate da aviz pozitiv? Întotdeauna. Întotdeauna. Agenția îți dă avizul favorabil sau nefavorabil. Și apare ordonanța 90 care... Care blochează totul. Aici e statutul funcționar public și cu 188.23. Da. Dacă da aviz, e bine. Da. Deci, dar deocamdată prin hotărârea de guvern sunt blocate toate angajările. Absolut. E anul ăsta. Deocamdată sunt discuții. Sunt discuții. Deocamdată sunt discuții. Da, da, da. Și la ordonanța 90 sunt discuții. Sunt discuții. Vor... Da. Vor să intervină. Ceea ce ați însuți și legea 273. Pentru că multe primării... La finanțelor publice. Unii sunt finanțați pe legea 500, la alții pe 273. Și acum nu doar aici e dilema. Păi numai la nivelul cercat. Da, supunem la vot, asta ar fi aprobarea funcțiilor locale. Da, da. Asta urmă. Da, așa da. O să atunci întrebă. Ideea e mai mult pentru cei care vor să promoveze. Deci acolo da, 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 da. Niște lucruri respectiv. Da. Pentru gradații, pentru... Da, promovare în funcție. Poate mergi de acord cu voi. De acord? În transformație. Punctul 7 a fost scos. Punctul 6. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local conform prevederilor articolului 6 aliniatul 7 din legea numărul 416 din 2001. Proiect inițiat domnul primar Sava Constantin. Subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primar al comunii Hinduș, având în vedere raportul numărul 1213 din 8-2-2018, în tocmai de Tancău Ilian, viceprimar al comunii, aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orilor de muncă de anul 2018, conform prevederilor articolului 6, aliniatul 7 din legea 416-2001, privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare. În temeiul articolului 6 din legea 215-2001, privind administrația publică locală republicată, supun spre analiză și, după caz, spre aprobare Consiliul Local Chemigluș și raportul mai sus menționat. Aici, la raport, sunt trecute activitățile pe care le desfășurăm noi cu cei 10 oameni. Câte sunt? 20 sau 21? Da. Cam așa, da. Da. Îi folosim la unde avem. Ne-am bucurat să avem mai mulți asistați social, mai mulți beneficiari ai legii 416, pentru că ne-am mai face unele lucrări cu ei.
Ori așa, după noua lege a salarizării, ei mai au voie. Prin lege, ei trebuie să lucreze 14 ore pe lună la noi, la primărie. Ori 14 ore nu înseamnă nici două zile, pentru 140 lei cât încasează. Și atunci noi ne bucurăm că avem joia să facem special joia curățenii pe drumurile comunale atunci când ne vin mașinile de salubritate. Adunăm 10, dintre care două femei. Sunt voi care practic, unul la șoseaua principală și unul la partea de drum. I-a văzut, nu? Au sectorul ăla. La Chișoa. Au solo. Voluntari, nu sunt voluntari. Voluntari, iată, fie angajat. Cât căutăm și voluntari câteodată? Nu prea îi găsim. Acum discutăm pe adevăratele. Ar trebui statul ăsta român să înțeleagă că prin plata acestor oameni care n-au activitate și îi considerăm oameni cu probleme sociale, să termine odată cu legea PASTE 16. Deci, numai județul Vaslui, domnul primar, are 11.000 de persoane asistate. Botoșani. Este o catastrofă. Vaslui, Botoșani, Telorman, ați văzut la reportajul de România TV? Socialul. Și nici nu vor să muncească, domnule, dar nu sunt oferă. Punem la vot, cine este pentru? Împotriva, mulțumim. La punctul 8, la diverse? La diverse... 7 da, da. Ah, bun. Deci, ca diverse așa, aș vrea să vă spun că luni am fost la București și am semnat contractul cu finanțarea dispensarului comunal. Așa, tot de luni au început activități de decolmatare a părâului limpedea pe raza comunii noastre, iar o activitate care ne dorim de mult. Au venit cei de la SEGHEA cu două utilaje. Sperăm într-o lună de zile să terminăm. Mai sunt la diverse niște cereri făcute pentru, tot așa, pentru un ajutor. E vorba de nelicitul prieten al nostru, Cristian Gicu, care încă nu am... Toate documentele nu avem toate documentele necesare, mai avem și încă două cartoni de la Crășești. Domnul nici mai trăiește, domnul? Trăiește, da, are o pensie mică, bolnavă. Să vedem cum putem să ajutăm și n-am fost, nu suntem pregătiți cu toate materiale. Nu avem anchetele sociale perfectate. Asta pe de o parte. Pe de cealaltă parte, v-am mai rugat de fiecare dată și vă rog și de data aceasta, când aveți o problemă, când există o neînțelegere, vă rugăm frumos, contactați-ne. Să purtăm o discuție așa, față în față, cu toți colegii de aici, că nu e bine să ne contacteze de pe la Direcția de Cultură, de pe la Consiliul Județean, cu problemele care le avem noi pe raza comunii și proiectele care trebuie să le facem noi și să le ducem la îndeplinire. Și aici aș vrea să precizez, e vorba de proiectul cu drumuri, modernizare drumuri, proiect încheiat în 2016 cu bani de la buget. Nu este nicio un amestec între proiectul cu drumuri, proiectul cu bani de la buget, străzile care au fost aprobate atunci pentru o hotărâre în 24 martie 2016, în urma căruia parte din drumurile acelea n-au mai fost trecut în proiect, întrucât inițial proiectul a fost pe fonduri, pregătit pentru fonduri, aprobare pe fonduri europene, iar proiectul n-a intrat și atunci proiectul a fost început cu un număr de străzi mai puține. Știu cum ai dispărut și din străzile alea. O dispărut datorită altui fapt. La început pot să vă spun că mare parte dumneavoastră ați aprobat. Era vorba de 1 milion de euro, cât erau banii de la Uniunea Europeană. Între timp s-a stabilit că acel pot să fie făcut cu bani de la buget. Și atunci au mai dispărut din străzi. Iar proiectul, la data când am ajuns eu, 24 iunie 2016, avea 14 străzi. Pe care le avem aici, s-a hotărât din Consiliu. Le puteți vedea, sunt și pe site-ul primăriei, președinte de ședință la data aceea era domnul Boiu Pascu, așa, iar celălalt proiect care face referire la Alea Teilor, am văzut tot felul de vociferări, acel proiect
a fost făcut cu fonduri europene, tot la sfârșitul 2016, inițiat în octombrie sau noiembrie, dar faptul că parte din dumneavoastră poate știți, unii poate nu știți, ca să realizezi un punctaj, trebuie să ai niște condiții, să îndeplinești niște condiții. Școală, dispensar, biserică, linie ferată, gară, și atunci au fost inclus pe lista de priorități strada Aleea Teilor de la Fântânele. Acolo, nu știu câți din dumneavoastră cunoașteți, poate o parte nu cunoașteți, o parte o să mergem la fața locului să vă convingeți. Sunt niște tei, cred că după părerea mea, cât mă pricep eu, sunt peste 100 de ani. Sunt tei bătrâni care, în primul rând, din punct de vedere al securității, din punct de vedere al... Da, în culpe și la dezbezire, cum scuzați. Și la dezbezire, ei sunt la 2 metri jumătate distanța între ei. Nici nu-ți greu. Oricei de la Uniunea Europeană, când au fost la verificări, au și spus, n-ai cum, în proiectele din drumurile din, care se fac cu banda Uniunea Europeană, nu se fac mai înguste de 4 metri. Și atunci, obligatoriu, va trebui să dispară un rând din alineament. Soluția nu o putem da noi. Noi am vrut să dăm un acord de principiu, soluția o să o dea proiectantul. În urma avizelor care trebuie să le luăm. Toate avizele. În urma avizelor pe care o să trebuiască să le luăm, de la mediu, de la eu știu cine, cine să spună absolut, cei de la Consiliul Județean. Și atunci noi am zis să avem un acord din principiu. Asta nu înseamnă că îi și tăiem. În altă ordine de idei, chiar dacă vom tăia, pentru că sigur nu se poate realiza drumul, dacă și atunci proiectul l-am votat de geapă, s-a aprobat. Așa? Măcar pe o parte. Acei tei fiind foarte bătrâni, sigur ne vor crea probleme și după. La o furtună, la un viscol, la ceva, sigur vă să creăm probleme. O să ne creeze probleme. Și după ce o să se realizeze drumul, o să plantăm. Că nu-i vorba de 50, cred că o să trebuiască plantați poate 70, poate 80. Asta o spun ca și cunoscător care în viața mea poate am plantat milioane de puieți și nu cred că ar fi un capitol care să-l trec așa cu vederea și să-mi bat joc. Dar la tehnici se poate face o expertiză, să vedem dacă mai sunt. Absolut. Da, păi iar și aici vă pot spune că după vârsta de 40 de ani, lemnul nu mai este valoros. Și iar vă pot face o demonstrație, numai să doborâm unul și să vedeți dacă el are mai mult de 5 cm de jur împrejur, scoarța în care se ține, eu... Da. Aia vor veni tăiați toți, că nu încape 4 metri. Dar n-ai cum să-i faci. Noi nu putem intra cu utilajul din zare. Niciodată. Aia vin toți tăiați. Dar o să vedem, o să găsim o soluție, o să vedem ce spun și locuitorii de acolo. De principiu, trebuie făcut o documentație serioasă. Dar înțeles. Absolut. Asta înseamnă proiect. Dacă mă închid, scot pălăria dacă e o documentație serioasă, și se poate realiza. Eu cred că o să fie și este serioasă, întrucât este un proiect european, cu fonduri europene și nu ne putem să nu se joace, dar bine documentat. Dar ea se pot marca și tăia, nu? Înțelea astea că aveau 4 metri, nu se rezolvă. Care s-au mutat? Noi la Sclioana. Păi acolo, ce poți să mai faci? Domnul primar, dați-mi voie, pentru că eu am dat telefon la... Am început, mă scuzați, mă, dau un răspuns cu voi. Am început intabularea drumurilor, pentru că vremuri nu era, nu se cerea așa ceva. Și doar domnul Mihail pot să vă confirme că pe parcursul anilor te lovești cu tot felul de câmpieni. Vreau să asfaltezi vreodată dacă nu are 4 metri? Păi ăla ai trecut, are 4 metri. Dar are 4 metri de viață. Are 4 metri de viață, dar are... Păi ăla are gard în gard. Din gard în gard, dar are 4 metri. Acum e problema lor, cum și-au întormutat gardul. O să vedem atunci când se facem executarea lucrării. De la an la an tot ne-am confruntat cu probleme și poate dacă se știa, se făcea de atunci. Și de asta am propus intabularea drumurilor. Uitați-vă pe drumuri, mai ales cum au fost drumurile de exploatație agricolă sau ulițele satului, așa cum au fost ele, au venit și s-au intabulat. Când s-au intabulat, mai ales investitorul care a făcut o casă, a luat o jumătate de metru sau un metru din drum. Și o să vedeți că drumul, într-un loc are 3 metri, într-un loc are 3 metri jumătate, într-un loc are 4. Ce poți să-i mai faci acum dacă el o construit deja? Ne apucăm de războaie și de procesă cu toată comuna. După și atunci am propus să intabulăm și ați aprobat să intabulăm toate drumurile ce aparțin domeniului public. Și în situația asta nu mai avem niciun drum. Drumul este intabulat, da? Da. Perfect. Deci, el intră sub incidența, porțiunea aia de acolo intră sub incidența sitului arheologic, care înseamnă 200 de metri de la sit, unde nu se mai poate face nicio intervenție. Inclusiv la biserică. Deci, cu siguranță că dacă va veni un aviz favorabil de la Iași, că numai Iașiul dă aviz în sensul ăsta pentru sacrificarea provinilor,
o să se treacă la, la tăierea lor. Unii sunt înregistrați acești domnule? Unii sunt înregistrați, ce monument, ce valoare? Nu are importanță, domnule, deci face parte din complexul patrimonial al Bisericii Sfinții Voivozi. Așa este, dar atunci când ați aprobat proiectul ăsta, de ce n-a spus atunci, domnule? Lăsați-mă și cu mine să vorbesc. Atâta timp cât în vremea când trăia prințul Cantacuzino Pașcanu, dacă ați remarcat, domnul primar, din când locuiți în comuna Heveiuș, preferința acestei familii a fost acest arbor. Pentru că aleea parcului a fost plantată cu tei, la gică lungul să intre pe aleea cu tei și ăia nu-i dă nimeni jos pentru că nu-i niciun pericol. Aleea de la Casa Roșii, cum îi spune acum, la centru hipic și până sus la păduri și în stânga până la aleea principală unde se intre în aleea către biserică, au fost toate plantate, dar pe vremea comuniștilor au fost sacrificați tei. Eu am fost și am cules foarte cu tei de acolo. Mergeți și vedeți cum arată tei ăștia găunoși toți, pericolul și lumii vântul. Acolo face? Deocamdată nu pune pe nimeni în pericol. Nu este decât o singură locuință pe drumul ăsta de sus din partea de nord, iar jos în vale mai sunt locuri de vacasă. Sunt casă până aproape de biserică. E, care e? Al lui Grigoraș. Care e? Da, care e? Vorbim din Grigoraș. Dar, dacă e vorba să facem drumul să fie utilizabil din punct de vedere cale de rulare, acolo se poate face asfaltare și pe un asemenea, pe fonduri, nu pe fonduri europene, pe buget local. Fără probleme, fără să aducem atingere. Este prins în proiect pentru ca să putem căvăta punctaș, că altfel nu gândeam proiect. Și eu cu ce să fac? Deci, trebuia să vă gândiți la lucrul ăsta. Păi eu m-am gândit, dar păi, l-am supus spre aprobare, domnule. Dumneavoastră nu erați consilier în 2016? Eram 2017. Consilier, dar nu se punea problema să tăiem copacii, domnule. Păi cum să nu se pune problema? Păi, am spus treaba asta, nu. Dar s-a discutat în Consiliul Local să s-a 56 de ani. Da, eu nu mi-am gândit. Eventual, eu am zis că propunere să-i tăiem. Noi tăiem deocamdată, că nu poți să-i tai. Oricum nu poți să-i tai. Dar dacă o fi, o să tăiem partea de extra din an. Ce este bun făcut trebuie să rămână, să întreținem ceea ce au făcut alții înaintea noastră. La o vigilie, la ceva, nu știu dacă tot la fel dumneavoastră răspunderea dacă se întâmplă ceva. Nu se întâmplă nimic, nici dumneavoastră nu trebuie să vă asumați răspunderea și nici cei care vor veni după noi nu vor să aibă niciun fel de probleme. Domnul Mihai, dar nu intră nici lama la curățări. Dar nici nu trebuie să intri, dar nici nu trebuie să intri. Aici e făcută, aleea aia, Gabi, nu-i făcută pentru a se circula. E pentru călească. Pentru călească. Atâta era înainte. Pentru că mergem înapoi. Avem oameni care plătesc impozitul. Vor curăție din fața porții. S-o facă. Cum? S-o facă. Ajungem cu curățenia.